Fiecare trece acum prin. Ele sunt cumva la rând, dar e acum. Da? Că s-a întâmplat, că se va întâmpla, e acum. Ok. E ruptura dintre el și ea, da? Din viața trecută, acceptarea morții. Energetic vorbind, energetic. Ok, nu sperie lumea, că asta mi-a venit când m-am trezit și am zis: ăla e mort, ăla e mort, aia e moartă, eu sunt moartă, toți sunt morți, toată lumea e zâmbălăi. Da. Și mi-a părea, în caz că mi se șoptea, nu trebuie să sperie în halul ăsta lumea, adică cumva finuț, da? Eu cum am fost speriată și șocată și am intrat înapoi în lumină, iar am umblat în mine să-mi curăț și dacă altfel nu se putea, înseamnă că așa trebuia. Bun. Și atunci, acceptarea morții, da? Ruperea, el ia, ai crezut că o viață stai lângă omul drag, da? De fapt, e moartea, sufletul pierdut prin spațiu, da? Până acceptă moartea. E ajutat divin dinăuntru, e ajutat de oglinzile din afară, ce reacție are, ce vede, ce energiile care vin înapoi, trimise, din șoc în șoc. Ok. Aduți aminte prin ce ai trecut tu. Ok. Acceptarea morții, e foarte importantă acceptarea morții. Acceptarea morții e superbă senzația când ești luată din viață, da? Spiritul ți-e luat, dus, adus, sunt frânturi unde nu știi ca și senzații, sunt frânturi unde le știi și le simți. E superb. Adică acceptarea morții în cel mai frumos fel posibil. Programelul era, vai, moartea, vai, cum e, vai, da? De-aia am și sărit primul lucru, am sărit într-un programel, dar nu spune la nimeni că îl vezi pe ăla că a murit, că, da? Nu, e o bucurie. Spui omului, măi, te-am văzut că ai murit, hai să se bucure, de experiență personală. Nu știam, da? Că m-am văzut nu știu cum și nu știu unde și am și simțit, da? Să se bucure că a sărit. Deci omul este când îi spui că, domnule, te-am visat cumva, dar ca să nu sperii, zici, ok, te-am visat, ok. Și omul a sărit, omul, da? Tot ce aude despre cineva că a murit, e de fapt el a murit. Eu când auzeam, ăla a murit, aia a murit, din câmpul tău energetic, de la servici, de la, da? Tu ai murit. Acceptă, tu ai murit, punct. Și asta ziceam, te-ai rupt? Hai că mult timp am, da? Încă vreo 10 minute sigur vorbesc. Ok. Te rupt, te îmbălângăni, suflet pierdut, acceptarea morții și renașterea, da? Reîncarnarea. Acum ce se întâmplă? Acum. E foarte important. De ce era programelul vechi, că părinții se despart, că nu știu ce, n-au grijă de copii, că am mai zis că n-ai tu treaba copiilor, copiii sunt în lumea lor, așa, luați divin, preluați și nu, da. Dar asta ziceam, de ce el o alege pe ea mult mai puternic decât cât de dragi puii tăi nu ți-ar fi, e cumva proiecția din tine, cumva jumătatea ta e puii, da, dar cumva e jumătatea ta care e foarte importantă, nu că e importantă, dar e ca și cum respiri prin jumătatea ta, atât e de importantă. Puii cumva îi proiectezi, îi naști, îi zici cum vrei, da? Și ei își pleacă se leagă de sursa lor divină și își văd de viața lor. Și la tine e programelul vechi, vai să nu las copiii, vai să nu aleg iubitul dincolo de a alege copilul, știi? Adică mai puternic e, nu alegi nimic, e legătura între tine și jumătatea ta care se proiectează și e foarte puternică, e ca un tot întreg, da? Și dorințele și inima cum simte și cum doare și cum se bucură și cum da, e mult mai puternică decât între tine și copilul tău.
nu știu cum să explic, de-aia programelul vechi era să nu cumva, și m-am trezit acum în reîncarnată și sunt programelul ăla unde copilul te judecă, că ai ales cândva peste copilul tău, ai ales jumătatea ta divină. Tot timpul ai ales jumătatea ta divină în toate viețile, da? Și e programelul ăla care tot te biciuie, aleargă după tine. De ce ai ales jumătatea ta divină și n-ai ales copilul? Da? Și cam așa. Și se vindecă, se cliruie acum. Pentru că cel mai puternic e jumătățile care se proiectează din una în alta. Astea sunt cele mai puternice. După aia urmează culmea, da? Asta e familia. După aia se ramifică în copii, în părinți, în nu știu ce, și dragostea ți se desface, ți se împarte, ți se da. Dar cel mai puternic e între el și ea. Poți să zici și eu prin alte vieți, trecând experiență personală, amintirea, da, remembering, una alta. Și tot acolo, tot acolo ajungi că asta e, asta e și e foarte important. Și fără asta omul se usucă. Cumva cu copilul, da, e și asta e puternic și cumva cu iertări, cu nu știu ce, cu, da, energiile vin, pleacă. Dar jumătățile sunt foarte puternice, ruptura e puternică, e jumătatea, e, imaginează jumătatea din tine ruptă, punct. Punct. Copilul îl proiectezi, îl naște tot întreg. Are jumătatea lui acolo. Înțelegi cum e foarte interesant și foarte complex. Bine, nu despre asta vorbeam. Vreau să zic, când ai sărit, da? Ai acceptat moartea. Și dacă n-ai apucat să înțelegi că nu e despre tine, nu e pentru tine viața trecută, că sari în frânturile vieții trecute pe care trebuie să o accepți, da? Eu am sărit și n-am acceptat-o, am fost, da? Trebuie să o accepți. Cum o accepți? Meditații, înțelegând, nu faci ravagii, cam acolo. Ori la mine era foarte, da? Era bun. Și e un fel de te împotrivești la ce se întâmplă. Accepți că nu mai e, da? Accepți că trebuie să faci un pas, accepți că trebuie să lași job-ul, accepți că trebuie să lași să divorțezi, accepți să, dacă ești măritată sau ești într-o relație, că nu mai e asta, da? Te-ai reîncarnat, nu mai e, nu mai ești acolo, nu e cu tine. Am mai povestit asta, pentru că jumătatea ta încearcă să se proiecteze în viața aia în care ai sărit tu. Ori tu ai sărit și te mai ții de... Eu așa am făcut la început. Eu nu plec eu de la serviciu, să mă alunge, să mă scoată cu deasila. Până am înțeles. Și s-a trezit în mine spiritul. Și cum m-am comportat, nici nu vreau să mă gândesc. Da? Că au fost nevoit să... să mă roage frumos. Da. Ești ghidată dinăuntru, ești ghidat dinăuntru să te comporți într-un fel sau altul, da? Și lasă-te în durerea ta, în ghidarea ta. Bun. Și din familie e la fel. Nu plec de acolo, domne. Da, și am construit atât, am reparat în casa aia atât, am băgat și suflet și bani. Da, nu plec, da, că aia ziceam, când mă mormântați, turnați deasupra mea tot ce am băgat în casa aia, chiar dacă nu e al meu, da? E a soțului sau a soacrei sau eu știu. Și nu mă mută nimeni de acolo, da? Până ai înțeles că nu și nu, nu că ai înțeles, dar nu s-a mai putut, adică tot în jur te să ieși și să pleci. N-aveai de ales cumva, da? Mai bine zicea, da, mai bine stau afară sub un copac decât să suporți energiile, că omul n-avea nimic cu tine. Culme, lumea n-avea nimic cu tine, da? Nu mai erai în lumea aia, nu mai erai. Să suporți energiile, punct. Altceva ce să suporți? Nu mai puteai. Bun. Și asta așa. Și divine feminin când se reîncarnează, sare în lumea ei, își ia puterea înapoi și bărbatul, jumătatea ei nu mai primește energia
din partea ei, care e foarte puternică și de tata are de tot ce vrei. Și invers. Divine feminin nu mai primește din partea jumătății sale de a bărbatului său, nu, divine masculinului, nu primește energia de care are nevoie ca aerul și ca apa și ca, da, și invers. Pentru că se a sărit în altă lume, transfer energetic total a ei, da? Sărind, își reproiectează iubitul. Și nici nu-i mai pasă și nici nu mai are treabă și te minunezi de ce vezi, că oamenii erau, uite așa, da? Și invers, el la fel. A sărit în altă lume, nici nu e acolo. Când îi vezi doi, că nici cum, nu. Da, și lumea zice, da, voi o să fiți împreună, da, voi sunteți minunați unul cu altul, da, voi, nu cred că o să vă despart. Ruptura s-a întâmplat cu ani în urmă, da, 10 ani, cu, da, dar tu n-ai știut și te-ai învârtit în jurul cozii, pentru că divin s-a întâmplat, nu te întreabă nimeni, divin se întâmplă și... Și acum nu trebuie să te sperii că, păi, divin s-a întâmplat, s-a mai întâmplat divin. Da, dar tu nu mai ai frica că, vai, o să rămân singură, vai, că jumătatea mea nu se va proiecta, vai, că nu știu ce și nu știu cum, da? Sau, da? Dacă se întâmplă iar așa, înseamnă că iarăși ești invitată să te reîncarnezi în altă dimensiune, în altă viață. Și iar îl întâlnești și el iar te întâlnește. Adică nu mai e frica aia zilei de mâine... de supraviețuire a sufletelului în direcția asta, că nu mă mai gândesc la mâncare, că asta era primul lucru. Da, ce o să mănânc, da, să-mi fie cald, da, să-mi fie, da? Ăsta e primul lucru de supraviețuire, jumătatea ta. Sari și acolo. Asta e familia ta. Asta e, n-am ce să fac, tot acolo mă întorc, tot acolo mă învârt și tot acolo mă întorc. Cât de drag nu ți-ar fi puii tăi, cât de dragi nu ți-ar fi toată lumea, familia și așa mai departe, da? Acolo e. Dacă nu e asta, nu e nimic. Și n-are cum să nu fie, pentru că așa e organizat totul, da? Divin. Da, da, da. Și cum? Interjecție parazitară. Interjecție sau cum e, da? Bun, trebuie să am grijă, cred că să mă... Sau nu? Asta vreau să zic, fără frică, curaj și în sens de frică, trebuie să o simți, frica trebuie să o simți, de-aia faci niște lucruri, m-am dus așa la servici când să scriu cerere sau să mă dau cu părere de ceva, uite așa îmi sărea inima, în viața mea nu mi-a sărit așa, pentru că trebuia să faci ceva și ziceai, păi da, am fost curajoasă, eu am fost curajoasă, nu, n-ai făcut nimic, ai sărit într-o viață nouă, chiar dacă ești în corpul ăsta, la vârsta asta minunată, ai sărit într-o viață nouă unde n-ai făcut nimic. Păi am fost măritată, am fost... N-ai fost măritată niciodată. Ai sărit într-o altă viață. Trebuie să încerci tot. Dar nu înseamnă că umbli din nebună și hai să mă mărit. Dar, știi, mi-a venit asta. Că am copil, am crescut... N-ai nimic, n-ai nici copil, n-ai nimeni. Ai sărit într-o viață nouă unde totul e din trecut. Că stai într-o familie unde te înțelegi sau nu te înțelegi, da? Sunt energiile din viața anterioară. În viața asta ai sărit, n-ai nimic, e jumătatea ta care te așteaptă, te înșfacă, te ia și ești împreună. Și, da, și invers. Tu îl înșfaci. Acolo ești. Și acum se reglează, da? Sau depinde care cum e. Timpul e, da? Nu e timp. Nu că nu e timp, dar nu există. Și e totodată cel mai prețios lucru pe pământ. Înțelegând din una în alta, da? Trecând prin multe. Asta ziceam. Ori ești atunci când se rup energiile și umbli derutat, derutată prin lume și fără griji, da? Chiar dacă ți le faci, se întâmplă miracolul, te-ai rupt și ești în lumea în care ai sărit și te așteaptă jumătatea. Și se întâmplă lucrurile miraculos mai departe. Ele pornesc, ele mișc stelele, e dragostea aia despre care se vorbea. Nu e dragostea față de aproapele tău, față de nu știu ce, e dragostea față de tine în primul rând și de proiecția care o proiectezi. E atât, e
du-te vino acolo, acolo e, tic, 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 tic. Asta e motorul care pornește lumea, care o face, o drege, da? Adam și Eva, bun, ok. Du-te vin tot felul de, da? Asta pornește totul. Și e superb. Și ori ești când te-ai rupt și disperat alergi și energiile alea care a fost tăiată de la divine masculin sau divine masculin tăiat de la energiile divine feminin, da? Răbdare și se întâmplă căsătoria divină de care ziceam că ai fost măritat, n-ai fost măritat, da, divin. Aia e nimic, că te măriți, că ți se ține nu știu ce, că te duci la, da, faci chef și așa mai departe. Căsătoria divină. Prin asta treci și sari într-o lume divină și obișnuiește-te cu gândul. Acolo ești.